Bună! În acest tutorial vă voi explica cum puteți folosi banca de întrebări a campusului virtual. Pentru început, accesați banca de întrebări din meniul Setări, fiind pe pagina testului pentru care doriți să adăugați întrebări. Categoriile se pot crea din tabul Categorii. Puteți crea o categorie doar pentru testul selectat sau puteți crea o categorie pentru tot cursul. Aici introduceți numele categoriei, iar aici puteți introduce informații despre categoria adăugată. La final, apăsați butonul Adaugă categorie. Întrebările se pot muta dintr-o categorie în alta. Pentru a face asta, selectați întrebările pe care doriți să le mutați, selectați categoria în care doriți să le mutați și apăsați butonul Mută întrebările în categoria. Puteți importa un set de întrebări dintr-un fișier extern, accesând tabul Import. De aici, selectați formatul fișierului în care aveți întrebările, iar aici adăugați fișierul dorit. Apoi, apăsați butonul Import. De asemenea, din tabul Export puteți exporta un set de întrebări. Selectați formatul fișierului, alegeți categoria de întrebări pe care doriți să o exportați și apăsați butonul Exportă întrebări în fișier. Pentru a adăuga întrebări într-o activitate de tip test, selectați activitatea dorită și apăsați butonul Gestionează întrebările din acest test. Din meniul Adăugați, puteți alege să adăugați întrebări din banca de întrebări. Selectați categoria, apoi selectați întrebările pe care doriți să le adăugați și apăsați butonul Adăugați întrebări selectate la test. De asemenea, puteți adăuga întrebări aleatorii dintr-o categorie existentă. Selectați categoria și alegeți numărul de întrebări dorite din categoria selectată. Puteți adăuga întrebări din categorii diferite. La final, apăsați butonul Adaugă întrebare aleatoare. Totodată, se poate crea o categorie nouă. În acest caz, este necesară adăugarea întrebărilor în banca de întrebări după crearea categoriei, accesând butonul Vezi întrebările. Succes!